Seara bună, dragilor! Omul, de când se știe, a fost în căutarea de leacuri pentru sănătate și nu doar de leacuri pentru sănătate, ci și de leacuri pentru prelungirea stării de bine, pentru prelungirea tinereții pe care omul oricum ar fi și-o dorește veșnică, dar, din păcate, ea este trecătoare. Spre beneficiul nostru există remedii în natură, există o licoare elixir care nu numai că ne dă starea de bine, ci ne și ajută să ne vindecăm corpul. Sper că ați bănuit că despre bitter vom vorbi astăzi. Îi spun bună seara doamnei profesor dr. Maria Pop. Bună seara, stimată doamnă! Bună seara! Licoarea tinereții da. Veșnice. Ne-o da. Dorim, dar putem să o prelungim cât de mult? Natura ne stă la îndemână, are izvorul ei de sănătate, trebuie doar să știm ce să-l folosim. Vorbim despre bitter, care are o istorie îndelungată, are legende multe. De unde ar trebui să pornim când vorbim despre bitter? Dacă ne gândim din cele mai vechi timpuri, și eu o să vă spun chiar din Evul Mediu, încă marele savant și alchimist Paracelsus tot se gândea cum să creeze o licoare care să fie un elixir al tinereții și o preîntâmpinare a bătrâneții. Și dânsul a creat o formulă. Ei, această formulă s-a păstrat doar într-o familie de medici suedezi care au folosit această formulă, au consumat-o și s-a observat și de aici cu trecerea și anilor că familia respectivă și de aici vine și denumirea de bitter suedez, iar familia respectivă a fost foarte longevivă și sănătoasă. Chiar capul de familie Samst, care era decanul facultății de medicină, da? A trăit 104 ani și n-a murit din moarte normală, a murit din accident, căzându-se de cal. Da. Această formulă s-a răspândit în toată lumea și fiecare țară a făcut formula cum a crezut-o și așa am ajuns și noi în România la bitterul românesc. Și da, acum, și uite, vezi că are istoria aceasta îndelungată din Evul Mediu, dar care s-a prelungit până astăzi și încă se pare că nu se știe care a fost formula originală a bitterului. Că spuneați dumneavoastră că fiecare a ales plantele și a format o specie de... Acum noi știm mai multe formule, știm și formula bitterului suedez, dar e un pic de diferență. Bitterul suedez pune un mai mare accent pe aromă. Bitterul românesc pune un mai mare accent pe aspectul terapeutic. Da, care contează. Da, cei mai mulți fitoterapeuți specialiști susțin că cel mai bun bitter este bitterul făcut din plantele locului, pentru că conține energia zonei și totdeauna se susține principiul că Dumnezeu, când a creat lumea, când a creat anumite plante într-o anumită zonă climaterică, a știut de ce le creează, în ideea, credem noi, că să-l ajute, să-l ajute pe om, da? În procesul de vindecare. De câte ori, câte persoane ne-au spus că erau în căutare de un remediu și de plante și au găsit planta de care aveau nevoie tocmai lângă casa lor. Deci, nu-i o poveste chiar de neglijat, e ceva important. Bitterul, bun, înțeles că fiind conceput, oricum bitterul este bine gândit, rețeta când se concepe trebuie, depinde ce vrei să concepi. Pentru că bitterul în general este un tonic general, un reglator al funcțiilor vitale, dar și a stării de spirit. Vedeți că noi astăzi gândim totul în sistem holistic,
integrativă. Exact, adică da. Nu ne gândim doar la partea fizică, ne gândim și la partea psihoemoțională, la partea mentală și apoi la partea fizică. Chiar și medicina clasică adoptă din ce în ce mai mult partea integrativă. Dar acum e medicina integrativă, da? Care, da. Deci noi, cum să vă spun, ar trebui să gândim lucrurile prin îmbinarea fitoterapiei tradiționale cu fitoterapia modernă. Și numai din îmbinarea acestora poate ieși ceva teribil. De fapt, bitterul este un complex de plante care puse împreună să ajute organismul. Am văzut opinii despre cei care au folosit ca medicament bitterul și spuneau că îți dă tonus la cela și pofta de viață pe care orice om sănătos ar trebui să o aibă. Acum, dacă ne gândim ce înseamnă bitter, știți că acum iar revenim de la începutul lor. Bitter înseamnă o licoare amară, deci ca atare, înseamnă că acolo există plante amare, plante foarte încărcate cu arome, deci aromatice și carminative. Dar prin macerație hidroalcoolică. Deci aceste plante sunt macerate în hidroalcoolică. Deci este foarte important și cum folosește aceste plante. Păi da, cu odată, acum, de ce am spus eu combinarea celor două? În trecut se făcea bitterul prin simplă macerație de plante. Ei, acum, apărând fitoterapia modernă, au apărut noi metode, chiar și chiar și în procesul tehnologic al obținerii bitterului. Numai să vă spun eu ceva. Acum eu vă spun despre metoda care o propun eu. Că eu chiar vreau să întreb pe profesorul dr. Maria Pop, am spus că sunt mai multe formule de bitter. Profesorul Pop are o formulă anume? Are o serie de plante pe care le folosește în alcătuirea unui medicament, unui elixir pentru tinerețe? Da, fiecare producător de bitter are la bază un mod de concepție. Acum, eu vă spun că originalitatea constă prin modul de concepție, dar și prin modul de proces tehnologic. În primul rând, este vorba de un bitter digestiv. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sunt multe plante cu rol digestiv. Apoi este bitter pentru tonifierea psihoemoțională, pentru partea spirituală. Este un bitter din care face parte majoritatea plantelor inspirate din Biblie. Deci de aceea unii mai spun și bitter biblic. Și aici e vorba de 21 de plante, 2 și cu 1 e 3. Deci iară cifră biblică. Bitterul digestiv e vorba de o macerație din 40 de plante. Și mai putem găsi și bitter cardiovascular, care are multe plante cu rol de tonifiere a inimii și vaselor de sânge. Sau bitterul ierburile vieții, că bitterul ierburile vieții, de fapt, e bitterul acela biblic, cu ierburile create de Dumnezeu și care sunt prezente în Sfânta Biblie. Că, de fapt, s-a ajuns la concluzia că foarte puține dintre afecțiuni nu își regăsesc remediu prin folosirea bitterului. Deci are un spectru extraordinar de larg pentru sănătatea omului. Da, așa este. În primul rând, toate bitterile stimulează digestia. Și, de exemplu, să vă dau câteva plante. În majoritatea bitterilor veți găsi gențiana. Indiferent orice categorie de bitter este, gențiana. Vedeți că sunt gențiana albastră, care încă în România există din plin, și gențiana galbenă, gențiana luteea, care e o plantă protejată în natură, dar există culturi. Această plantă, de ce se pune în toate bitterile? Pentru că stimulează secreția de bilă de către celulele ficatului, stimulează eliminarea bilei în duoden și dacă reglează acest flux biliar, previne litiaza biliară. Deci, automat reiese cât de importantă este această plantă pentru digestie. Bun, înțeles că este bună și pentru partea mentală, dar totdeauna
partea amară, acest lucru ne spune. Iar gențiana conține o substanță numită amarogențina. Este o substanță activă care este clasată la ora actuală a fi cea mai amară substanță, cel mai amară principiu activ din lume. Mai amară decât pelinul? Da. Da, să știți că această substanță... Da, uite, acum aș vrea să o întreb pe profesorul dr. Maria Pop. De ce rol are partea asta amară? Că uite, pentru bolile hepatobiliare, vezi, anghinare, pelin, toate plantele amare. Deci stimulează digestiile biliare, digestive, pancreatice. Deci reglează tot tractul digestiv de la introducerea alimentelor în gură până la eliminare. Numai că, totdeauna știți că noi vorbim și de contraindicație, dacă avem o tendință spre un exces de acid gastric, vom fi prudenți cu plantele amare. Bun, înțeles că în bitter nu e așa, că în bitter ele sunt combinate cu alte plante care se potențează, se ajută, una alteia își elimină aspectele negative dacă există printre acestea. Deci există un sinergism foarte bine armonizat la nivelul plantelor, 40 de plante, închipuiți-vă cât sunt de multe. Dar sunt și formule mai scurte, de 20 păi, de plante. V-am spus, e bitterul biblic de 21 de plante. Și, bineînțeles, sunt de 30 de plante, de 40. Deci, acum, e formula concepută într-o anumită formă, cu preponderență pe anumite afecțiuni. Deci trebuie să și știm cum să folosim, cum să folosim bitterul. Facem cure de bitter, când îl luăm, cum îl luăm, la ce să ne gândim când folosim bitterul? Păi când folosim bitterul, în primul rând ne gândim la tonifierea organismului, să avem o stare de bine, o putere mentală, să eliminăm stresul, să ne simțim bine. Pentru că starea de bine nu înseamnă numai că n-am o boală fizică, nici nu există absența bolii, numai teoretic. O stare de bine înseamnă o stare psihoemoțională și mentală, în primul rând. Exact, da. Și atunci, folosim bitterul sub formă de cure. Am văzut că multă lume folosește bitterul pentru orice durere. Fie, și dacă am văzut la unii că n-aude bine, își pune în ureche, îl deranjează da, ceva la ochi, își pune în compresă. Durerilor, exact, da. Exact. Dar se poate folosi... Chiar dacă sunt doze mai mici, se poate folosi efectiv înainte de mâncare ca și un aperitiv sau dacă ai... Și dacă ai abstinență la alcool fiind o soluție alcoolizată, ce da, faci? Dacă... Îl pui în ceai sau ce îl diluiești? Știi ce faci? Fierbi apa sau în ceaiul care a dat câteva clocote, atunci imediat... pui lingurița și de bitter și automat alcoolul. Știm că alcoolul se evaporă la 70 de grade, apa fierbe la 100 de grade și automat se evaporă alcoolul și rămâne fără alcool. Sau, pentru persoanele cu situații grave din acest punct de vedere, există și bitter fără alcool, dacă totuși. E bun și pentru copii? Da. Pentru copii trebuie neapărat să îl punem în ceai fierbinte sau în apă fierbinte sau putem folosi chiar bitterul fără alcool. Deci nicio problemă. Alcoolul se evaporă și nu vorbim obligatoriu de alcool. Pentru un om sănătos, alcoolul acela e sănătos, e bun, pentru că dezinfectează în corpul nostru un pic de alcool, care e alcool medicinal, ăsta nu e o tărie obișnuită așa. Să nu înțeleagă lumea că e spiritul medicinal, că... Apoi să știți că mai fac oamenii. Pun în spirit medicinal plante, pun în tot felul de țuică care e plină de metanol, pun plante și zic ei că au făcut bitter. Ei, asta e altceva. Dar noi vorbim de partea, știți că tot timpul vorbim de informație. De informație. Da. Noi trebuie să ne informăm continuu. Și din rog pentru noi, mijloacele de informație sunt foarte multe. Păi, dar de aceea și problema îi acum acestea. A selecției. Eu de multe ori mă uit pe Facebook, mă uit pe tot felul de redare de informație și sunt foarte multe greșeli. Pentru că fiecare are dreptul să scrie, să spună ce crede. Ești dacă tu ai întâlnit o sursă unde sunt greșeli mai multe, dacă tu nu știi, poți să faci, poți să repeți anumite greșeli.
E, dar acum pentru aceea sunt oamenii de știință care vin și ne clarifică și ne învață. Și noi vorbeam că bitterul este și un elixir al tinereții. Hai să vedem cum tonifică organismul, cum preîntâmpină sau cum încetinește îmbătrânirea organismului. Ce face? Ce se întâmplă în organismul omului? În primul rând, noi știm că toate plantele au putere antioxidantă. Adică luptă împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi. Ori radicalii liberi sunt cauza îmbătrânirii. Să știți că sunt cercetări foarte multe în domeniu care se arată că principala cauza îmbătrânirii sunt radicalii liberi. Ei produc degenerescențele, radicalii liberi produc și întrețin bolile cronice și chiar și bolile acute. Deci, ca atare, toate plantele, dacă am luat pe rând fiecare plantă din componența bitterului, fiecare are o putere antioxidantă mai mare sau mai mică. Alta tonifică mai mult inima, alta tonifică mai mult vasele de sânge, alta tonifică creierul, alta tonifică ficatul, rinichii. De exemplu, vedeți că de multe ori se metabolizează bine până ajunge la rinichi. Ei, dacă rinichiul nu e sănătos, acolo se stopează și deja nu se transformă în forma bioactivă finală de care are nevoie corpul nostru. Ei, vine în bitter, e nupărul, este planta care efectiv recomandată și pusă acolo pentru rolul de curățire a rinichilor și a căilor urinare. Deci, așa ca un fel de concluzie, nu trebuie să ajungi la boală ca să folosești bitter, că orice om sănătos, da, e bine să-și aducă aminte că există licoarea aceasta, că din când în când poate să o folosească pentru binele lui. Așa este, într-adevăr, noi nu trebuie să fim bolnavi ca să folosim exact, un bitter, oricare formă. Și bitterul nu dă nicio dependență, pentru că e format din plante, ori plantele e componentă vie a corpului nostru. Putem să-l folosim ori de câte ori vrem, să nu folosim, am făcut un tratament, am uitat, îl reluăm mai târziu, nu e nicio problemă, el nu dă dependență. Trebuie o perioadă anume să folosești sau când... Din când în când, așa când ți-aduce aminte, sau trebuie o regularitate? Normal. Dacă vorbim de cură. Dacă ne propunem de o tonifiere a unui organ, a unui aparat, a unui sistem, folosim un tratament. O linguriță înainte de mâncare, o linguriță după mâncare, e 3 ori pe zi. E bine să le știut că dacă îl folosim înainte de mâncare, stimulează și pofta de mâncare. Dacă îl folosim după mâncare, stimulează digestia. Ei, facem o cură de 6 săptămâni, dacă vrem să fie o cură adevărată. Vrem să tonificăm, de exemplu, inima și vasele de sânge, vrem să ne fluidizăm, să ne regrăm puțin. Și cum, în fiecare zi, cum îl luăm? Cum în luăm fiecare odată, de mai multe ori, de trei pe zi, de ori, pe zi? De 3 ori, de fiecare dată, o linguriță înainte și una după. La amiază la fel, seara la fel. Înainte de masă înainte sau de după masă? Înainte de masă, o linguriță și o linguriță după masă. Și atunci, cura poate dura 60 de zile. Și atunci am făcut o cură, de exemplu, avem o problemă de disfuncție biliară, să zicem noi. Bun, luăm bitterul digestiv, 6 săptămâni. Bun, avem o problemă de frică, de învingerea, oboselii cronice, avem o stare de spirit nu prea favorabilă. Ne orientăm spre bitterul ierburile vieții, adică ierburile biblice, mai bine spus, că cam acesta e bitterul pentru îmbunătățirea stării de spirit. Ce frumos se numește ierburile vieții. Că așa apare denumirea în Biblie, știți? Da, da. Și ne-am orientat, de fapt, după Biblie în conceperea acestui bitter. Și bitterul cardiovascular, bineînțeles, că vin plantele cardiotonice de bază, care fac parte, și plantele cardiotonice de bază nu fac parte din bitterul celălalt ierburile vieții, nici din bitterul digestiv, fac parte doar din cel cardiovascular. De aceea, acum oamenii știu ce doresc să aibă. Sau, oricare l-ai luat, nu contează, pentru că nu trebuie să-l considerăm un tratament. E un tonifiant al organismului nostru care ne ajută, ne protejează și ne întinerește. Deci putem să folosim
chiar dacă ne vine în mână oricare fel de bitter, să știm că nu ne face rău, ba din potrivă ne face... Nu, nu ne face rău decât dacă ne putem gândi la alcool, dacă luăm un arsenal de medicamente, cum foarte multă lume folosește, să nu luăm concomitent cu medicamentul. Și să nu uităm că e un fel de medicament. Exact. Nu? Acum la... am văzut că s-au făcut formulele acestea în sticluțe mici, care chiar seamănă medicament, că mai de mult erau sticlele acelea de jumătate de litru, cred că, sau de 300 de grame sau așa. Poate pe sticlele unii ar fi tentat să bea toată sticla. Este pentru cură lungă. Flaconașele alea micuțe poate să fie o alternativă la un aperitiv pe care îl folosim înainte de mâncare. Câtă lume nu folosește un aperitiv înainte de mâncare? De ce n-am folosit unul din plante care să ne facă și bine? Da, 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 păi spuneam, cred că la prima emisiune sau la a doua, și spuneam că în hotelurile de lux, în frigiderul din cameră, găsești aperitive din acestea digestive care să te ajute că schimbe alimentația, da. Și ca o concluzie, doamna Pop, ce am putea să spunem noi despre licoarea aceasta care ne face bine și cu foarte puține precauții putem să o folosim? Păi, în primul rând, e un tonifiant general al organismului, un preventiv pentru afecțiuni, pentru boli, un întăritor al imunității, un detoxifiant, înlătură toxinele pe cale digestivă, renală, pe calea pielii, pe toate căile. Deci este un întăritor și un reglator general. Dar acum că a spus și de... Precauții când e în legătură de medicamente. Acum, știți dumneavoastră că peste tot apare că avem atenție la medicamentele antiinflamatoare, medicamentele anticoagulante, medicamentele antidepresive. Deci nu trebuie altceva decât să nu se ia concomitent. Deci nu bem tableta cu bitter. Lăsăm o oră ca să treacă între ele și apoi folosim bitterul. Doamna Pop, mulțumim frumos! Vă așteptăm, așteptăm doctorul naturii să intre de fiecare dată în casele noastre, dragilor. Avem nevoie de sănătate, avem nevoie de un elixir din plante care să ne ajute să avem starea aceea de bine de care avem nevoie. Nu uitați, natura vă stă la îndemână și doctorul naturii vă stă la îndemână. Folosiți-le cu încredere și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. O seară bună în continuare! We'll be right back.